Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare, mamungi, așa sunt Dani și bine am găsit la un episod din seara noastră și atunci alături împreună cu Bercea, care are o formulă foarte, foarte rapidă. Ia uitați-l, are cauciucurile lui nu sunt desumflate, de sunt cu model, da? Dar era frumos. Da? Lasă-mă puțin. Da? Așa. Apasă. Da. Fii atent. Da. Apasă G. Nu merge. Păi ce treabă are, eu nu fac nimica. Că scrie Bercea când ai explodat, ești prost. Bine v-am găsit la un episod din GTA, băieți. În enoare și nu știi cine l-a omorât. Aici cu băieții. Astăzi, bă, băieți, am găsit o mașină destul de mișto. Nu știu ce căuta pe acolo pe la Sound Hunter, nu știu ce e cu ea. Am luat-o, costă vreo 1.300.000-1.400.000 și să vedem de ce e de capoi. O să i-o dăm și sălbaticului să meargă cu ea. O să i-o dăm și lui Bercea, bine, Bercea și-a cumpărat-o singur să meargă cu ea. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA și vreți mai vedeți episoade în continuare. Bă, grasule, de la Pegasus am înțeles că e mașina asta. Da, la Pegasus, stai așa că. Mă, de ce mă bagă în passive mod, că nu înțeleg. Pentru că te omoară ăsta și vede jocul că n-ai nicio șansă. Fii atent, transport, ba nu. Servicii nu. Ceva Dune se numea. Plane, boat, nu dam, Dune, fie Dune Fucaru asta, nu cred. Submarine. Ia vezi. Să fie Dune Fucaru? Dune Globe Oil, oameni. Unde este? E la... Atunci înseamnă că e Dune Fucaru Rally asta. Da, aia e, că... Haideți aici cu mine, suiți-vă sus în asta. Dă-i pe mâns, sălbaticule, și dă-i în sus, cum ar veni și scrie acolo. Băi, eu am aici, mă... Păi și eu tot aici, mă. Ce să dau, bă, că vorbeai ăla? Dă-i mă, dă-i în sus și dă-i disable passive mode. Ah, gata. Hai să omorâm și noi ca așa. Da, așa. Hai să vedem. Sunt curios de ce e în stare mașina asta. Chiar sunt curios. E o mașină foarte mare. Uite, uite, uite. Mă, dar de ce ne urmărește poliția? Da, e decât una, iarăși. Bă, gras. Asta e? Asta e a mea, cred. Da, e atacă, e cu roșu. Cred. Da, e a mea. E a mea. E sigur că e a ta? Nu, nu, e a ta! Deci este că e a mea. Mi-aș fi apărat. Gata, băiți. Putem să ne urcăm toți în ea? No. Ia, aici... du-te în spate cine. Ia, du-te careva în spate, dar nu cred că ai pune-ți în spate. N-ai pune-ți în spate. Asta e, frate. Pa. Salut, ia și tu mașina mea și vină după. Bă, dar merge repede, nu? Bă, ce repede! Se duce. Au că iau black. Da, uite. Uite ce repede dă cu spatele, ești nebun la cap, dita mai hărăgaia asta. Ia stai un pic grasă. Nu. Stai mă, sălbatic, nu mai dai, vreau să o filmez așa un pic. Bă, dar e mare rău, mâncați aș. Eu uite, ce repede dă cu spatele și. Bă, uite și tu. Bă! Bă, ești nebun la cap. Ia, bă, grasă, hai să o chem și eu și să. Bă, stai mă. Mamă, bă, că sub ea ești prost. Nu mai trageți unul în altul. Bă, de zi mai trebuie să bat că e retardat, că mă enervează-l bat. Și am așa pe tine. Stai un pic. E copil pișat ce ești. Stai să sun la Pegasus și eu. Uite-te și Grasul, aia e în primul rând de la mașina mea. Și în al doilea rând am reușit să iau alta. Și rămâne în spate. Ia, tot acolo medelu, Da? Nu, că vin eu și eu fur, și am așa pe el. Nu mai eu fura, sălbaticule. Hai, grăsă, ia-mă. E acolo, pe mine mă afișează mânul lui. Păi da, dar trebuie să fii tu acolo. Păi du-te și tu mă și pe mine acolo, ce faci? Păi de ce însă să mergem să o tunăm? Păi da... Păi de ce mi-arată că aici muri? Că nu muri aici, abada. Ia-l și pe handicapa cu tine. Hai, prietenul meu, vin aici. Să dau în tine. Dacă vrei să dai... Era sigur. Da, să vedem ce mai faci acum, prostule. Din rally. Bă, da, oare așa putem să le tunem grasurile sau... Bă, așa ar fi frumos. E part of the gun. Bă, de ce faci reclamă la toate prostiile? Are bun în cap. A, de ce facem reclamă la toate prostiile? Adică? Mamă ce deștepte, păi uite câte ăsta are ăsta. Păi și ce să-i fac eu dacă așa e mașina? Că și există filmul ăsta. Bă, să știi că fuge foarte repede chestia asta. Păi ești maker. Adică are accelerație foarte mare. Deci nu știu când ne-am luat noi până acum și mai sunt câteva vehicule de genul ăsta, mai facem episoade cu ele. Hai să vedem dacă putem să o tunăm, băieții. Da, și că minți mult. Deci știu cât ai masterul ăsta. Nu, că n-are bani să-l ia. Și e și puternic, adică când dai în ele, bă, chiar le aruncă. Bă, da. Deci zici chestia că e rabă de aia. Aha. Da, dar are rabagiu. Da. Nu, zici că e vitanje, ești nebun. Bă, e vitanje, nu e vitanje, mă. E vitanje. Bă, e bună, e bună, e mișto mașina asta. Eu sunt curios dacă urcă pe Ciliad. Adică urcă fără niciun problem. Bă, da, bă, ideea e că puterea are, problema e că nu știu că e cam mare. Și dacă e mare, ce mă, că și eu sunt mare și tot te bat. Ce legătură are? Ce? Să știu, în primul rând nu mă bași, în al doilea ce legătură are? Asta nu încape, nu?
Ba, cred că intră, mă. Hai, mă, că intră, cum să nu încapă. A, da, intră, ce aveți. Nu merge. Nu merge? Acest vehicul nu poate fi modificat. Wow, nu putea fi modificat la ăsta sau nu putea? Dar cred că la nu merge, no, deloc. Nu poate deloc, frate. Că zicea unde? Bă, da, tu ai negru spatele. Păi da, că eu luai gen, sunt două de ăștia. Ia-te ea. Hai să mergem spre Ciria cu ele, dar oricum nu cred că reușim să urcăm, dar hai să vedem. Ba, bine, mă, hai, dacă mă lăsați pe mine. Hai. Mamă, lași pe sălbate cu să conducă grasul. Da, te-ai dus pe joacă. A, păi nu, că să te duci jos vine la mine mașina. Da, ce scârbos. Mă gândeam că așa o să facă. Știi să-ți-l pui șalut? Da, e. Hai, mă, ștang. Drept, cine mă iei? Nu știu, bă, fratele meu. Grasule, ai cumva un telefon pe lângă tine? De ce? De ce? Am un telefon lângă mine, de ce? Nu, că auzeam așa. Ah, ok. Ha, mă, viazi, handicapatul. Nu mă vezi, ești prost, ia uite ce vin. Hai, Grasule, hai. Hai și noi spre Ciliad. Ăla vine, ia uite-mă ce vin, uite cât e în spate, ești de mult la cap. Bă, tu nu vezi ce repede și fugi nesupra. Bă, dar oricum urcă foarte, foarte rapid asta. Na, nu ajung, că cum se poate tuna? Păi, bă, eu ce-am zis de asta, că e mașină că de pompieri tunată. Știi de ce nu cred că se poate tuna, bă? Că e de la Pegasus, nu? Da. Corect, bravo, shout. Aute ce praf le fac. Bă, dar ce facem, mă, sălbaticul ăla, mă? Nu vedeți, mă, că vin, dar îmi place să dau mașini. Îți place să dai mașini? Ia nu mai dat o mașină, mă, așa îți place să șocănești și Ford-ul. Tot așa. Da. De-aia face el așa mult de la non-stop până acasă. Că îi ciocănește pe toți. Ce ai, bă, că n-am zgârietură pe Ford. Da. Bine, m-au mai zgâriat proști ăștia, dar... Da. Pe bune că m-au zgâriat ăștia în parcare, mai ales când erau la liceu, că erau proști aia, nu știu. Noroc că erai cu Ford, doamne ferește, zbătic, deci n-ai fost cu altă mașină mai scumpă, că vorba aia. Păi ei credeau că mașina ta e acolo să țină loc, de parcare, ești prost. Ia uite ce face ăsta, să lovește. Mamă, Grasule, dacă te întrece prostul ăsta, o scazi mult în ochii. Nu, că dă mine dacă vrea să dacă vreau să-l întrec pariu. Aaa. Hai printre aoleu, când încercai printre copaci. O familie de intelectuali. Bă, dar repede dă asta cu spatele, mă. Ce-are și cauciucuri de ofră. Cu spatele. Cred că da. Mamă. Regret că am spus vreodată că e prieten cu mine. De ce, mă? Bă, chiar hai să încercăm să urcăm cu spatele, mă. Încerci tu, frate. Păi, eu cred că și reușesc. Bă, pentru el e prea mult. E prea mult pentru el. Bă, bă, ați văzut că în ultimul timp în GTA plouă când filmăm? Cel puțin dimineața, wow! Bă, ce-ai făcut? S-a afectat suspensia, că a început să sară, să se scălăm, bă, mă! Ce-ai făcut, sălbaticule? Bă, mi-a intrat un biciclet sub mine și m-a aruncat în sus 2 metri. 2 metri, ia? Nu, 2 e puțin. Îi numără! Ia-te, mă, și mașina de pompieri! A, nu e la fel, mă. Dă-i din așa și răstornă. Dar asta unde se duce? Uite, mă, și pompieri în spate! E foc, bă, e foc! Bă, cred că căzut fulgerul pe undeva, mă, crezi? A, bă, nu, mă, explodă prostul de sălbatic cu motocicleta lui. Băi, eu! Ăla intră sub mine! Da, ea nu știu de ce mai veni, era stinsă. E de trenul, e de trenul. Ia fiern. Dacă sari peste el, ai unul cu seama. Oh! Îmi fă frică să sar drept pentru că mă gândi că sar cumva în apă, dar nu cred că prinde asta pe viteză. Bă, săraci, mă. Hai să ajungem și noi. Bă, dar ne așteaz, bă, și pe noi. N-au nicio șansă. Cine, bă? Săraci motocicliști n-au nicio șansă. Uite și tu motocicleta acum și când am căutat noi aia le-am zâmbat picioare. Bă, nu era una, bă, deci abia am găsit pe aici afunsă. Bă, dar voi ce faceți, mă, că nu prea vă pricepeți. Păi dacă ne tamponară. Păi ce vrei, frate, dacă avem șofer de una, a doua. Crezi că el vrea săracul, dar dacă așa poate el... Hai, Grasule, conduc frumos, îți bagi joc, că de conduc, dă-te jos. Gata, hai. Uite altă motocicletă lăsată de handicapat, de fetiș. Dacă nu te dai. Tu peste ăla cu motocicleta căzut săracul, n-am văzut bă așa ceva. Eu ziceai că săracii n-au nicio șansă. Uite la el, bă, la dăm toate mașinile, tu-mi văzut și... Sunt în James Bond. James Bond. Gaură, vrei să nu fii un James prăjit. De ce, bă, că Maxim cad în lac. Că ce? Maxim cad în lac. Atât îți zic, să mă superi. Oh, shit.
Ia uite cum se ia, frate, curba, ia uite. Încercai să dau cu frânare, mă, asta nu ia cu frânare bună. Aha, sigur, da. Da, fraiere. Eu urc cu spatele pe cele, ar fi țadință aici. Nu mă credeți, a? Și dacă urc, mă, și eu, ce-mi dai? Bine. Ce-mi dai, mă? O bătaie bună, că tu nu urci sigur. Dai salmalele tale de Paști? Avem destule, stai liniștit. Păi nu, că tu nu mai ai voie să mănânci, practic. Îți dau Kinder Bueno, nu sarmale. Păi de ce, bă, că de la ea? La gură, așa. Păi știu că ai, tocmai de-aia. Băieți, pregătiți-vă să urcăm cu spatele, o să fie groasă. Nu cred că am urcat în... Bă, dar chiar, noi n-am urcat niciodată cu mașinile pe cilea cu spatele. Vai, Doamne, bă, dar ce idee bună ne-a venit. E în premieră. Dar o să mai facem noi astfel de videouri. Păi de aici. Bine, începe, ideea asta, deci mă crezi că am vrut să o fac eu, dar am zis la. Mă, ce faci? Mă, de ce te întorci? Mă întorc, dar mai de aici, că... A. Mamă. Hai. Bă, așa copil prost. Nu, că sălbaticul nu urcă, crede-mă. Bă, nici eu nu cred că urc, sincer. Ăsta că... nu e stare să urci. Nu urci, știi de ce? O să urcăm, dar foarte greu, știi de ce? N-ai putere, bă, ce ai? Nu e vorba de putere. E vorba că ia urc curbele. Gen, păi dă să... cât un pic. Dă să fugă de cur. Păi cum să fugă cât de cur dacă dai cu curul? Păi nu știu. Bine, mă rog, mă, vorba ce vine. Ce faci? Ești nebună? Ți-ai brain damage? Nu, mă, vorbesc serios, nu... Uite. Și e și instabilă rău. Hai. Ce zis să mă ridic că n-are putere, mă? N-are, bă, are. Mi se pare mie. Aha. Dacă îl face sălbaticul, no, să îmi vede ce rând. Îmi luase un brain damage. Văd. E greu, mă, e greu, grasul, nu e așa ușor, că nu se controlează ușor. Mai și alunecă de la ploaie. N-are cum să urce. Aaaa! Te pupă, sălbaticule. O, băieți, că nu e totul pierdut. O, stai. C-o făcut, bă, o comisez în show. Bă, că am pierdut. Nu. Bă, dar nu vrea să se oprească, greu, o, nebunul. Bă, vezi că e grea aia acolo. Bine, grasule. Vezi, bă, dacă tu ești prost. Hai, frate, că vin și eu, ho. Cred că asta făcea mai grea oricum. Bă, nu ești prost, mă, să mor eu dacă nu ești prost. Bă, las, bă, grasule, bă, urca nu, și el, bă. Urca bă. Și el, bă. Băi, nu, bă, dar e prost că nici măcar, adică dacă mă explodează în vârf, mai zic, dar asta e chiar dobitoc. Băi, nu, că acum am pusit să te enervezi așa, să te ajut. Bă, nu trage după noi, bate, mă omor pe mine, bă. Băi, nu, că trag după prostul ăla. Dar n-am și eu. Ia uite, bă, ce ți arăt. N-ai și tu MVP? Arăs pe... era să zic eu. Mamă, bă, grasule, bă, ce urcăm, bă. Vezi? Ce prost, bă. E noroc că are multă putere asta, când dă cu spatele. Da, bă, că treceam și eu, bă. Da! Ba, nu, ce ai? Oh, shit. Păi nu trece, frate, ăsta, handicapatul, dar treci tu. Stai. Nu, bă, stai, hai să-l bat, ticule. Mersul pe jos face piciorul frumos. Era să zic eu, mersul pe cine face piciorul frumos. Bă, ce înjuri tu așa? Bă, ce aiura e asta de controlat, să-mi ba piciorul. Ai sindrom? Deci aiura rău. Că mai și țopă e. Hai mă, hai, el bubuiești deja pe săracul de el. Omoară, mă, hai. Te ține? Uop! A, ba nu, bă, ce ai, mi-e frică. Bine, grasule. Oh, bă, grasule, e mai complicat decât pare, crede-mă. Nu-mi dau seama. Pentru că asta și țopă e. Și e și foarte mare, nu e o mașină normală. Mai știu eu pe cineva care țopă e. Mă, tu-ți dai seama acum, grasule, că fierba apa până acum în marșar era așa la durație maximă? Nu, no, cred. E, nu. Plouă afară. Bă, ce faci, mă, handicapatul ăla? Trage după noi? Nu, nu știu, mă, să mă cac pe el de prost. Păi și dacă plouă afară, ce, bă? Plouă mașină? Ce că trage după noi? Unde vă zurați, mă? Aici, dacă pierd... Dacă pierd un pic control, m-am dus. Bă, stai prost? Bă, stălbaticule, ești prost? Bă, voi sunteți handicapați? Ia uitați-vă pe unde sunt eu și întrebați-vă așa dacă pot să trag după voi. Păi eu știu ce faci tu pe acolo, handicapatule. Păi cine vă zici că trage după voi? Păi nu știu, s-aud bubuituri. Păi ori bubuie ăștia, eu știu. Care ăștia, mă? Ești prost că merg, îți filmez. Uite ce prăjele are capul lui. Bă, n-am văzut așa perversie. Sunteți oligofreni că vă filmez. Ce ne filmez eu? Că merg drept, încă gata. Gata, băieți. Uhu! Titit! Hai. Stai așa că ți mă duc pe la vânătoare. Bă, băieți, nu-mi cred că am reușit, merită 15.000 de like-uri episodul ăsta. Chiar nu e atât de simplu precum pare, băieți.
Nu e atât de simplu pe cum pare. Ăla are AVP în mama lui. Deci nu e atât de simplu pe cum pare, băi, să știți. Op, stai, fucarul drive. Mă, dar unde, unde e grasul ăla impertinent? Nu știu, bă, nu știu de unde trage handicapatul, dar eu nu pot să apropii mama mea. Are noroc. Trăși grasul. Hai, mă, te arăți, du-te, drecu. Nu mă arăt, bă, ce, eu sunt prost. Ce cauți grasul ăla? Hai și alu-ți fă-ți outro-ul, că mă enervează prostul ăsta. Ce-ți fac, mă, prostul? Ia uite, mă, te-și obligat să închizi episodul. Hai, mă, hai. Mă împușcă ăsta. Nu le te împușcă dacă tu nu te arăți. Taci din gură, mincinosule. Ia stai așa, lasă-mă, bă, puțin, că îl găsim aici pe prost. Prost ești tu. Cam atât la acest episod, băieți, dacă v-a plăcut, nu uitați la apăsați și butonul de like. Și noi desigur revedem data viitoare. Vreau să urcați și voi pe ciliar cu mastodontul ăsta, dacă puteți. Se numește Dune ceva de la Soundhunter, 1300. Pa, pa!